J3 a fost localizată o avarie majoră pe ambele sensuri de circulație la una din conductele existente sub covorul asfaltic, motiv pentru care am aprobat intervenția de urgență a companiei de apă pentru a localiza și repara această avarie. Vreau să asigur cetățenii municipiului Târgoviște, față de care am niște promisiuni pe care mi le respect întotdeauna, că pe bulevardele care au fost asfaltate în ultimii ani și care au termen de garanție 5 ani, se intervine numai în caz de avarie majoră, cum a fost și cel de astăzi. De aceea am aprobat această intervenție de urgență, deoarece este vorba de o conductă magistrală, o conductă care are peste 60 de ani vechime și care s-a avariat. Am văzut personal la fața locului și pe o parte și pe cealaltă, în zona pieței, apa băltea și se vedea clar cum iese. Dacă o lăsam, urma să se surpe o suprafață mai mare a carosabilului. De aceea am aprobat o intervenție punctuală, urmând ca suprafața carosabilă, după ce avaria va fi remediată, să se aducă la starea inițială pe cheltuiala companiei de apă. Am vrut să fac acest anunț și să-l auziți de la mine în condițiile corecte, pentru a nu exista apoi dezinformări. În al doilea rând, vreau să vă informez că acum aproximativ o oră și jumătate, în zona stației Saro a termicii, a avut loc un început de incendiu la anumite elemente de izolare a porților. Incendiul a fost anihilat în mai puțin de 15 minute, neînregistrându-se niciun fel de, să spun, probleme, pagube umane. În acest moment se află în derulare o anchetă internă a Primăriei Municipiului Târgoviște referitoare la cauzele care au dus la începutul de incendiu într-o zonă foarte periculoasă. Nu ne permitem să facem greșeli, nu ne permitem să lăsăm lucrurile să scape de sub control. În acest moment este în derulare o anchetă internă și vă asigur că în 24 de ore să primiți cu toții o informare referitoare la rezultatele acestei anchete. Iarăși am vrut să aflați știrea aceasta de la sursă direct pentru a nu mai exista alte interpretări. Da, referitor la aceste două puncte sunt întrebări. Conductele sunt în orașul. Aveți în planul de abilitate? Da, evident, evident. Tot orașul în aproximativ 6 ani va avea toate conductele schimbate. O treime din oraș intră sub incidența PID-ului, planul integrat de dezvoltare urbană, care prevede schimbarea tuturor țevilor, conductelor, magistralelor și branșamentelor. În tot ce înseamnă micro-6, alea trandafirilor, cartierul CFR micro-11, micro-12, în cealaltă parte de oraș, unde sunt încă anumite conducte și CFP, se intervine prin proiectul pe care compania de apă deja îl are inițiat și început și vă spun, suntem în 2012, în 2018 de roșii nu mai avea nicio țeavă veche. Dar durează, pentru că sunt foarte multe și nu putem să săpăm tot orașul deodată. Însă vă asigur că aceste lucruri sunt prinse în proiecte, sunt finanțate, deci nu mai vorbim de ceva care nu are finanțare. Contracte semnate urmează doar să se facă. Și repet, îmi pare rău că s-a întâmplat acest lucru, însă nimeni nu poate să anticipeze când o țeavă de 60 de ani, de 70 de ani, se va sparge sub la termenii adâncii. În ambele cazuri au fost afectați consumatorii? Nu, nu, nu. Nu s-au oprit nici aparece și nici alimentarea cu apă caldă sau căldură. Dar din primele informații pe care le aveți, unde ați primit și din ce cauză? La poartă. Salariații de la Termica au încercat să taie o bucată din poartă pentru a introduce un motor care a fost la reparat, motorul fiind foarte mare. În timp ce au, deci nu, incendiul nu s-a întâmplat în interiorul centralei, ci la limita proprietății la poartă, da? Acolo anumite materiale de izolație au luat foc, însă, repet, incendiul a fost anihilat, însă cu toate acestea vreau să fiu clar, nu lăsăm lucrurile așa. Cei care au greșit, vor plăti. Pentru că nu ne permitem să ne jucăm cu focul. Nici la propriu, nici la figură. Dar
Iar acolo este o zonă foarte sensibilă a municipiului Târgoviște, este centrală, motoarele și nu ne permitem ca cineva să facă greșeli. Repet, este anchetă privită foarte serios de primărie și în 24 de ore vă vom comunica și rezultatele și măsurile pe care le-am luat.